Bună ziua, dragii noștri, cititori Herald, din nou împreună la rubrica Cărți deschise pentru minți deschise în cadrul acestei frumoase campanii Zilele Sănătății Mentale, 10 octombrie, Ziua Internațională, Ziua Mondială a Sănătății Mentale. Este alături de noi astăzi Gabriela Maluf, psiholog, și vom vorbi despre ceea ce înseamnă un adult echilibrat, ce înseamnă un copil echilibrat din punct de vedere psihoemoțional. Iar recomandarea noastră de, de, carte de astăzi este Ferestre către copiii noștri, o abordare a gestalt terapiei cu copii și adolescenți de Violet Oaklander, o carte publicată în colecția Psihoterapia a editurii Herald și care, așa cum spuneam mai devreme, carte inclusă în campania Zilele Sănătății Mentale. Uh, aș vrea să pornim discuția, Gabriela, de la uh, ce înseamnă un copil uh, sănătos și echilibrat din punct de vedere psihoemoțional și socioemoțional. Uh, un copil care ar putea să reprezinte premizele unui adult uh, echilibrat, care să aibă relații sănătoase, armonioase, funcționale cu cei din jur. În primul rând, cu cei dragi, părinți, copii, partenerul uh -huh. de cuplu, colegi, prieteni, colaboratori și cu lumea cu care ajunge să relaționeze și să interacționeze. Am înțeles, vrei să o luăm cumva cu începutul? Și dacă e să facem așa, ar trebui să menționăm că atașamentul, forma de atașament este cea mai importantă. Atașamentul se formează în speță în primii doi ani de viață, cu toate că nu e ceva bătut în cuie, adică pe fața pământului nu e un adevăr absolut sau ceva bătut în cuie, orice, neuroplasticitatea, ca, luată, ca și o calitate foarte importantă, poate cea mai importantă calitate a creierului uman. An, ne spune că putem să facem sinapse neuronale până la finalul vieții, și atunci chiar și margele astea de când până când se formează atașamentul sau um, alte etape de dezvoltare din fericire, dacă sunt evenimente neplăcute pe parcursul acestor etape, cumva putem să mai uh, schimbăm să mai umblăm acolo la setările uh, creierului. Uh, și atunci începusem cu atașamentul că uh, despre asta. Uh, E vorba când vorbim de echilibru psihoemoțional sau de formarea relațiilor, pentru că se pare că modul în care, în care avem format atașamentul este și modul în care vom forma relații mai, mai târziu în viața, în viața de adult. Și atunci e musai ca atașamentul unui copil să fie unul securizant, ca și relațiile pe care le dezvoltă de-a lungul vieții să fie unele securizante atât pentru el cât și pentru ceilalți cu care intră în relație. Dacă este dezorganizat sau nesecurizant, evitant sau anxios, evident că și relațiile în care va, va intra vor fi, vor fi pe măsură. Um, evident că um noi părinții cu cele mai bune intenții de foarte multe ori facem lucruri care nu au rezultatul scontat și atunci mai remarcăm la micuți anumite relații, adică merg la școală, la grădiniță, că intră și sunt în relații tensionate, evitante sau axioase sau dezorganizate, cumva nu foarte securizante, nu știu, cu prietenii de la grădiniță, de la școală, apoi cu prietenii din adolescență, poate chiar cu în relațiile um, romantice în care intră ulterior și atunci ne gândim, hai să vedem ce avem de făcut. Și tare mult îmi place la cartea lui Violet, cred că așa se pronunță, nu? Nu putem să-i spunem Violet. Nu nu, spune nu Violet. O violet. Violet. <laughs> pe care o am și îmi place. Am ales-o cumva cu inima deschisă, pentru că sunt o fană a al terapiei. Mi se pare extrem de potrivită, în special pentru copii. Foarte multe dintre tehnicile deschidise de ea în această carte le folosesc și eu la școala unde fac consiliere de foarte mulți ani cu foarte mulți copii de la 3 la 18 ani, tot văd copii în fiecare zi, nu fac terapie cu ei, fac consiliere acolo, na, dezvoltare personală, până la urmă la, la terapie ajungem când, când este cazul sau când își doresc foarte tare uh, părinții. Uh, cum spuneam, aici uh, dacă observăm relații, că relațiile pe care le formează copilul pe parcursul uh, vieții, să spunem că începem de la grădiniță, școală și cum spuneam mai departe și am putea să suspectăm un pic că, sau să ne facem noi așa părinții că suntem maestri în anesteria, că n-am făcut noi lucrurile bine, decât să trăim cu frica că am făcut sau n-am făcut bine, că e bine sau nu e bine copilul, cel mai corect e să mergem să ne informăm. Hai să vedem. Este în regulă sau nu este în regulă? Și cum spuneam în această carte, găsim foarte multe tehnici pe care cumva am putea o considera ca o carte destinată profesioniștilor, dar sunt convinsă că dacă un părinte o citește, Găsește foarte multe explicații și foarte multe feluri în care se poate juca cu copilul. Nu neapărat să facă terapie cu copilul, dar se poate juca cu copilul și jocul să aibă sens, să fie simbolic și să aibă sens terapeutic, emoțional. Chiar eu am avut, de-a lungul acestei pandemii, am promovat jocurile terapeutice și poveștile terapeutice, cumva ca să mai intrăm și în zona asta, că ne jucăm, ne jucăm și cu Lego și cu. Puzzle și cu așa, dar uite că și jocul terapeutic este de ajutor părinților. Și atunci, în cartea asta, găsim, de exemplu, explicat desenul ce putem să înțelegem noi din desen, din desenul pe care îl face copilul sau poate că a avut o situație neplăcută pe care nu este disponibil să o povestească, nu e, verbal nu, nu o poate pune în propozițiile potrivite sau poate chiar nu vrea, chiar nu, nu reușește și atunci desenul poate să ne ajute, haide să desenăm împreună sau cum vezi tu cum te vezi tu în familia ta de exemplu și atunci putem să vedem în ce colț se ascunde copilul sau poate chiar în centrul desenului, și uh, începem să avem anumite indicii care, uh, evident, ar putea să ne să ne trimită mai departe către consiliere, dar măcar avem câteva indicii. Descrie jocul simbolic cu marionetele, jocul de rol, jocul în nisip, cu lutul, plastilina, practic toate jocurile pe care le facem noi de obicei părinții, dar să ne dea cumva și un indiciu spre, spre emoțional, nu doar hai să facem o floricică din să facem o floricică din plastilină, ci dacă ai fi o floricică, ce floricică ai fi? Și copilul modelează floricica respectivă și eu îmi dau seama că parcă nu e chiar atât de roșie, parcă nu e atât de aprinsă sau poate nu are o culoare uh, atât de energică și îl întreb, de ce ai vrut tu să faci uh, floricica gri? Uh, și uh, picuțul de acolo poate să spună, păi uite că pentru că asta sunt trist. Și de la tristețe asta, de unde? De ce, ce s-a întâmplat? Poate să ne spună un, ev un eveniment punctual, poate s-a certat cu cineva, sau poate să ne descrie o scenă care se tot repetă uh, de-a lungul timpului. Eu cred că pe lângă. Eu cred că e ce lipsește, practic, în momentul acesta din literatura uh, pe care noi, românii, o citim. Uh, um, citim foarte multă teorie, ascultăm foarte multă teorie și ajungem acasă, entuziasmați, dar nu mai reușim să o punem în practică. Uh, și atunci cred că um, cartea asta vine să, să, să astupe cumva gaura asta dintre teorie și practică. Ne dă foarte multe exemple de, de, de jocuri, foarte multe exemple de situații și ce au ce a înțeles, ce s-a înțeles din desenul respectiv, din construcția respectivă, din scena pusă uh, în nisip, din povestea terapeutică pe care am citit-o. Că uh, ok, citim multe povești cu cu feți frumoși și lene cosânzene, dar cum ar fi să citim niște povești din care copilul să poată să tragă uh, niște concluzii. Deci, din punctul meu de vedere, această carte, chiar dacă eu uh, sunt convinsă că a fost destinată cumva uh, profesioniștilor și oamenilor care practică uh, terapia cu copii, uh, sunt convinsă că poate fi citită de orice părinte și, cel puțin, să-i dea și o altă perspectivă, să-i facă jocul uh, uh, diferit, să-i mai, uh, să mai pună un episod. Acum ne jucăm uh, uh, terapeutic, acum citim povești terapeutice, acum jocul nostru are un alt simbol, are altă simbolistică. Uh, Pe toate lucrurile astea că ne descrie și ne dă foarte multe idei de, de jocuri din care putem să înțelegem emoțiile copiilor noștri sau situațiile prin care trec copiii noștri, de la cele mai mici până la situații traumatice, pentru că în carte sunt descrise și astfel. De momente, mai sunt descrise și tipologii, la anumite tipologii de copii, cum ar fi copilul care ușor are tendință spre agresivitate, copilul furios, copilul singuratic. Și ne spune acolo tot cum a reușit ea cu ajutorul jocurilor și terapiei să înțeleagă ce se, ce, ce se află în spatele comportamentului, ce se află în spatele comportamentului agresiv și după cum bine știm cu toții, probabil că în spatele comportamentului și persoanei cu tendința agresivă se află de fapt o altă persoană care a fost foarte agresată uh, și care simte foarte multă frică. De obicei, foarte multă frică simte omul uh, care a fost agresat. Sau, și... care a fost sau care a fost privată de iubire. Sau care a fost privată. exact, exact. Și atunci uh, uh, nu mai, nu mai etichetăm bătăușul sau agresivul sau copilul ăla cu care n-ai voie să te joci. Uh, încep să-l vezi în altă lumină pentru că el a devenit agresorul pentru că noi l-am etichetat a fi a agresorul. Dacă am fi văzut ce se întâmplă în spatele uh, acestui comportament, am fi avut disponibilitatea să-l să vedem, să-l auzim, să-l ascultăm, am fi descoperit altceva, la fel la singuratic. Uh, preferăm să spunem, aia e ușor timid, da, haide că-și dă drumul, când o fi el mai mare, lasă că. Uh, și nu știm ce e în spatele acestei sigur, uh, singurătăți. Uh, și cumva uh, vine așa pe gustul părinților uh, și descrie fix tipologiile de care noi ne temem uh, și pentru copiii noștri și pentru copiii cu care vin copiii noștri uh, în contact și cumva cred că aduce lumină, așa și claritate uh, cartea asta. Uh, deci, dacă ar fi să o descriu, cred că asta aduce lumină și claritate și clar, astupă cumva partea asta de care părinții, cel puțin din România, în momentul de față, nu, nu dispuneau, de partea practică. Ce fac acum? Ce fac mai departe? Foarte frumos cursul, foarte frumoasă teoria. Și acum ce fac? pentru că nu sunt specialist, pentru că nu știu să mă joc cu copilul meu, pentru că nu știu să interpretez ce, ce, ce spune el sau ce desenează el sau cum plânge el, nu știu lucrurile astea. Și atunci uite, citesc cartea asta Ferestre către copiii noștri și am, am o parte de început, am unde de unde de unde să, de unde să încep aș mai aminti o altă carte tot a lui Violet O'Clender, tot în portofoliul editurii Herald, în colecția psihoterapie, este vorba despre comoara Ascunsă o hartă către sinele copilului, unde la fel vorbește tot despre, ea fiind specialist, vorbește tot despre terapia gestalt pentru. pentru copii. Da, este minunat pentru că cumva nu, știu, nu mai țin minte exact dacă la început sau în, în ce parcurs, pe, în ce parte a cărții, descrie foarte frumos tehnica de relaxare prin care cumva intri e uh, primul pas în această terapie Gestalt în care te redescoperi și vezi care e spațiul al tău privat, că despre asta este vorba. Eu când am făcut formarea în psihoterapie integrativă, uh, cumva uh, când am discutat despre terapia Gestalt, am, simt, am simțit și am realizat că despre asta este vorba, pentru că stând față în față cu omul în timpul terapiei, în timp ce uh, povestea problema pe care o are, am început să simt acolo unde simțea el greutatea. Practic, eram total prins în câmpul lui energetic, cumva. Pentru că oamenii asta fac în spațiul lor, în spațiul lor intim, în spațiul lor privat, cam acolo își trăiesc toate emoțiile. Iar tu dacă ești Suficient de aproape, de aproape, mă refer neapărat fizic, de aproape, pentru că îl asculți activ, că ești atent, că empatizezi cu problema lui, cumva în momentul când îți spune și acum mi-a spus că sunt un om de nimic cumva și poate simte o presiune pe piept, cumva nu neapărat că simte aceeași presiune cu persoana respectivă, dar cumva ai senzația de a duce înainte ca persoana din fața ta să facă, să facă acest gest. Și cumva în terapia gestalt ești, ești invitat, efectiv, ești invitat în Locul cel mai frumos, să spunem așa, chiar dacă el vine cu tristețe câteodată, al fiecarei, al fiecarei ființe. Și cumva ea ne descrie cum îi ajută pe oameni să, să înțeleagă acest spațiu al lor intim și cum face terapia de tehnica de relaxare, în care omul și închipuie că este într-un loc plăcut, își relaxează corpul și, în sfârșit, eu, sunt niște pași destul de lungi și, și mulți, până, de fapt, în funcție de fiecare și cum se relaxează fiecare om în parte, după care ajungi în fața unei uși și când deschizi ușa, intri într-o cameră, într cameră și ai camera ta. Și cum arată camera ta? Și în momentul în care fiecare își descrie camera lui, cam acolo vezi de fapt unde te situezi, unde poate micile probleme pe care le are, micile neplăceri, micile nesiguranțe sau poate că totul este foarte, foarte frumos și îmi place conceptul ăsta de cameră pentru că fiecare rol pe care îl avem de-a lungul vieții vine ca o cameră nouă și asta mă uitat cel mai des la mămicile, la proaspetele mămici care spun până acum trăiam într-o casă foarte frumoasă și de când am devenit mamă am descoperit o cameră nouă pe care nu o cunoșteam, era total necunoscută, uh, și o cameră foarte frumoasă, care mi-a adus foarte multă emoție. Mai sunt și momente neplăcute, dar este o cameră nouă pe care eu nu știam, uh, nu o cunoșteam. Era în casa mea trăiam cumva în casa respectivă și acolo era și camera asta dar eu n-am -am, cunoscut-o n-am știut că există și e o metaforă foarte frumoasă de fiecare moment, fiecare etapă a vieții noastre și fiecare rol pe care ni-l asumăm așa pe drumul nostru, cum ne deschide câte o cameră nouă um, care vine la, la pachet de fapt cu foarte multă emoție și cu foarte multă bucurie um, doar că, evident, mai sunt și mici chichițe pe care, dacă reușim să ni le echilibrăm emoțional, chiar am putea să ne bucurăm de toate aceste camere din casa noastră. Dragii noștri, am vorbit despre. Dezvoltarea armonioasă, echilibrată a copiilor, Cartea Ferestre către Copiii Noștri, o abordare a terapiei cu copii și adolescenți, de Violet Oaklander în colecția Psihoterapia a editurii Herald. Și invitata noastră de, de astăzi, Gabriela Maluf, psiholog, ne-a vorbit atât de frumos și cu atât de multă pasiune și claritate despre această formă de uh, terapie. În care se lucrează cu uh, copiii și cu adolescenții, iată, uh, prin, uh, aș spune eu, prin uh, intermediul artei. Uh, noi vă mulțumim foarte mult că ați fost alături de noi. Ne dăm întâlnire la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Nu uitați de această campanie zilele sănătății mentale, o campanie cu foarte multe titluri din colecția Mindfulness, din colecțiile Psihopractica sau Psihoterapia, le puteți găsi pe site-ul editurii Herald. Noi ne dăm întâlnire, cum spuneam, la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Până atunci să aveți o zi minunată în continuare și lectură plăcută. La revedere, numai bine!